Un tânăr în vârstă de 24 de ani a lovit grav 5 mașini parcate pe sensul opus de mers în timp ce se deplasa pe strada Dunării din localitatea Eșelnița. Accidentul nu s-a soldat cu victime omenești. Scene cumplite s-au petrecut zilele trecute pe clisura Dunării atunci când un tânăr care se deplasa cu viteză a tamponat 5 autoturisme parcate regulamentar aflate pe sensul opus de mers. Se pare că tânărul a pierdut controlul volanului, iar autoturismul pe care îl conducea a lovit o primă mașină parcată. Un bărbat de 24 de ani în localitatea Eșelnița, în timp ce conducea un autoturism pe strada Dunării din localitate, a intrat în coliziune cu 5 autoturisme care se aflau parcate pe sensul opus de mers. În urma impactului nu au rezultat victime omenești, doar avarii auto. Conducătorul auto a refuzat atât testarea cu aparatul echilotesc, cât și recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză, poliții și-au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de refuz de recoltare probe biologice. Așa a început dezastrul. După prima mașină, care a fost proiectată într-o altă mașină, parcată lângă ea, autoturismul scăpat de sub control a luat alte mașini la rând. În cauză, polițiștii au stabilit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de refuz, probe biologice.